La București, Maria ta! Bine, dar n-am venit cu sârma, cum spun bucureștenii, eu am venit cu avionul. Că nu-mi place gluma aia cu sârma. Și am venit la îndemnul președintului Iohannis. Nu știu dacă știți, președintele Iohannis a făcut un discurs din ăsta public în care a spus că românii din diaspora, în caz că ne atacă Rusia, au 14 zile la dispoziție să se întoarcă înapoi în România, că dacă nu ne bagă la pușcărie, așa o zic. Extraordinar! Întrebarea mea este asta. De ce 14 zile? Că dacă ei să ne atace ăștia, noi în două zile vorbim rusă. Hai să spunem că rezistăm 14 zile. Dacă nu venim și ne băgați la pușcării. Unde ne băgați la pușcării? Că pușcării... La Bruxelles! Nu la Bruxelles, spune unde. În România. Doar că nu în pușcării, că în pușcării nu prea avem locuri. Că dacă aveam locuri, te băgați pe tine. Dar nu prea avem locuri. Respect! Nu prea... Cineva. Nu prea avem locuri. Eu zic să închidem spitalele, că și așa spitalele noastre arată ca niște pușcării și să ne băgați acolo. Dar eu, pe de-o parte, înțeleg supărarea și îngrijorarea domnului Iohannis. Voi ați văzut cum arată ăștia care sunt plătiți din banii noștri și din taxele noastre ca să ne apere? România e singura țară din Europa care are 1000 de generali. Dar dacă vine război, doar 60 poate să lupte. Da, dar au stele mai multe decât Calea Lactee. Ajungem și acolo, ajungem și acolo la stele. Așteaptă o să spun. Doar 60 dintre ei poate să se lupte. Restul și așa de decor. Le-ați văzut câte stele au băieți ăștia? Zici că au fost la toate războaiele de când au murit Iisus în coace. Ei nu poartă jachete cu stele pe tine deasupra. Ei poartă stele cu jachete pe tine sub. Atâtea stele au pe piept, vă spun sincer. Și pe cât ăștia de opulență în stele, care de obicei stau acasă și nu știu ce e aia instrucție, pe atât de amărât e soldatul român. În România, un soldat român câștigă între 2000 de lei și 4000 de lei în mână. Credeți-mă că la salariul ăsta chiar o iei mână. Nu prea e loc de eroism la banii ăștia, vă spun sincer. Eu îmi imaginez când vine războiul, cum o să decurgă discuția, vine un general din ăsta cu multe stele la soldatul român, fii atent aici, ia pistolul ăsta Carpați din 1950, că altul n-am avut, ia Kalashnikov-ul ăsta, maricica dreapta sus, așa. Maricica e numele, dreapta sus, acolo trage, că are o lea câțava strâmbă, copulul să băieță, lasă pat tranșeiul. Generalii noștri și microbii și mai bagă bani în fotbal, în procesul cu Gigi Becali și nu prea avem bani de muniții și de armament. Așa că ia astea și du-te la război, viteazule, iar dacă la sfârșitul lunii nu mori, îți dăm 2000 de lei. Ai 10 bunuri de masă și 2000 de lei, viteazule, dacă te întorci acasă nevătămat. Pe cine să mai bag în paranteza asta? Să mai bag poliția română? Bag și poliția română, că și ăștia-s plătiți să ne protejeze, practic. Și de infractori, dar și dacă vine război, da? Eu cu poliția română am o problemă de când am văzut o situație la mine la Bicaz. Poliția română am văzut că are o alergie. La sunetul ăsta, dacă știți sunetul ăsta, știți sunetul ăsta? Îl știți? Eu știu, caz real la mine în județul Neamț, treceau 4-5 camioane cu lemn nemarcat și era un filtru a poliției române și un băiat de la oculul Silvii făcea așa lângă ei cu hârtie din asta, așa. O leacă mai mare, eu sunt amărit, era ceva de ăsta european, euroi din aia. Hârtii de aia de 500. Făcea așa la urechea polițiștilor și vă spun sincer, o și surzit, o și ori. După ce a plecat băiatul de la acolo, Silvic, și-au revenit toți polițiștii de acolo, de la filtru, au prins un băiat cu Dacia care avea un far spart, 20 de milioane i-o dat. Pe cine altcineva să mai pună în ecuația asta? Pun jandarmeria română, că și ăștia sunt plătiți să ne protejeze. Ați văzut defilarea de la 1 decembrie de la Cluj? Eu m-am uitat la televizor, vă spun sincer, eu am crezut că e filmul ăla You Got Served, filmul ăla de breakdance, că fiecare avea mișcarea lui, fiecare era... Eu am crezut că intră pe fundal piesa lui Hienă, Vierbe, s-o pârlă! Eu nici n-am crezut că ei de fapt defilează. Ca să nu mai... Cine mai este plătit la noi în țară să ne protejeze? Poliția comunitară! Ce să mai faci? Toate aplauzele mele. Eu am o teorie, nu sunt sigur, dar eu am o teorie cu poliția comunitară. Poliția comunitară e cum îți câine ăștia din aeroport care miroase droguri. Eu cred că așa s-a antrenat și polițiștii ăștia comunitari, dar cu zarzavate.
Le se pune trei legături de zarzavat în față. Le se pune pătrunjel, mărar și leuștean. Și îi leagă la ochi și face ca alba neagră. Și el trebuie să depisteze care și cum e. Care e leușteanul, care e pătrunjelul, care astea sunt calitățile polițiștilor comunitari. Când ajunge polițistul comunitar acasă, dacă a făcut nevastă sa ciorbă, face așa și detectează și ăsta e leuștean de la Taraba 4, de acolo, de picos, de la tante Ileana, care are piciorul... Da, foarte bun, foarte bun. 400 de lei amendă. Și acum vă întreb eu pe voi, după 14 zile, ce să fac eu aici? Eu lucrez în construcții și mă pricep cu lopata, cu târnacopul, cu astea. Nu sunt tâmplar, cum ar crede mulți dintre voi, că stau la colț și dau la tâmplă. Nu. Sunt mai mult cu lopata. Eu zic, când mă întorc, dacă o fi să moară niște politicieni, să mă băgați glopar. Eu așa zic. Atunci combin utilul cu plăcutul și sap câteva glop pentru politicienii ăștia noștri care au adus țara asta în stagiul care este. Am venit să vă spun că nu înțeleg bărbații. Ce surpriză! Nu vă așteptați, știu. Mai pe bune, nu înțeleg chestia asta care se întâmplă la orice vârstă în relație. Bă, trece ăsta așa prin casă și întreabă, noi ce mâncăm azi? Du-te la măta. Eu nu sunt cu tine să-ți gătesc. Eu sunt cu tine să facem cutare. Mă rog, de cele mai multe ori cu moale, dar în fi. Ne descurcăm cum putem. După care, urmează momentul, ieși cu el, să-mi bată și face, mamă, ce-i fac în seara asta? Ce face acasă? Doarme. Sforă, efectiv, nu se întâmplă nimic. După care sunt aia care te anunță când termină. Termină acum! Termină! Prietene, nu m-a anunțat! Lasă-mă să termin și eu și după aia. Fetelor, vă zic, luați-vă vibrator. Ăla nu te anunță când termină, nu te întreabă nici când ce mâncăm azi, nimic, îl bagi în sertar, nu mai comentează. E perfect. Bă, sunt unii și când mută mobila și când termină e la fel. Nu, acolo, nu te opri, dai, bă! Deci uneori îmi vine să zic, bă, prietene, calmează-te că faci hernie. Și în contextul ăsta, ce îmi zice mie mama? Da un nepoțel când îmi faci. Cu cine? Cu ăștia? Și am întrebat-o, zic, mămițico, dar de ce să-ți fac un nepoțel? Ce să-l cresc eu? Zic, să-l bați și păl. Nu facem. Ca oricum toate prietenele mele, copii, nici o problemă. Sunt unele femei, nu toate, sunt unele niște mame extraordinare. Mă, dar sunt unele, eu le zic, fătătoare, care le-au făcut din interes. Și am una și îmi zice, măi, Ana, să știi că este cea mai mare realizare în viață. Zic, ce, că te-ai... Și și-a pus pe Instagram, Mother of Luca, Mother of Dexter, că na, e cea mai mare realizare, Mother of the Dragons. Dexter e cățelul. Cățelul lui se zice mami, și copilul este bebe. Și când se naște bebe, tot blocul trebuie să știe că trebuie să facem gălăgii. Nu... Cum face copilul gălăgie? Noi facem liniște că doarme bebe. Oameni buni, singurul bebe de care vreau să mai aud e bebe Cotimanis. Dar nu mai pot cu asta. Bebe, e bebe până la 2 ani, după care, mă rog, unii sunt bebe și până la 42 de ani. Nu contează că e băiatul mami. Ce frumos, bebe nu vorbește, ce să ne facem? Lasă-l să nu vorbească, ne terorizează cu întrebări, nu contează. Lasă-mă cu bebe, că l-ai făcut să-l prinzi pe prost. Nu mă mai... După care... Ce, nu le știți, panea? Că-l plimbă pe bebe, îi mai face încă un bebe, că l-a prins pe fraier. Și am pe Adeluța, colega mea, a făcut 3. I-am zis să-ți bag eu sterilet, eu cu mânuța mea. Oprește. Și ce a făcut Adeluța? M-a rugat să fiu nașă la botez. Ce frumos am fost. Nu. Și m-a convins cu o chestie. Mi-a zis, știi ce înseamnă să fii naș? Înseamnă să fii mamă spirituală. Zic, mamă, mă fac șaman, fii alet. Mă bag. Dar bulanjoaica m-a pus să fiu nașă ca să am grijă de copil. Că a început, dar nu-i schimb tu Pampers? După care mi-a zis, copilul doarme foarte bine așa dacă mergi cu el în aer liber în parc.
Și m-a învățat ea o schemă, mi-a zis, ții mâna așa pe cărucior, piciorul jos și faci... Copilul nu adormea. Bebe tot agita. Zic, e, cine știe, o fi ca la sex, trebuie să mă aplec mai mult. Singura handicapată din parc care făcea aia eram eu. Bebe nu adormea. Și mi-a venit o idee extraordinară și am mers pe o alee unde nu erau foarte mulți oameni, am luat căruciorul și am dat drumul așa singur. Puneam pariuri, intră în gar sau intră în lac, fii atent. Măi, nu pățea nimic. Și adormea. Puteți să încercați. De la șoc, de la ceva, ia. A venit botezul, nașa, mama spirituală. Ține copilul în braț. Eram foarte mândră. Acolo vine preotul și mă întreabă, te lepezi de satana? Zic, m-a văzut în parc ăsta când am dat drumul căruciorului, fii atent, gata. Și mă întreabă și a doua oară, te lepezi de satana? Zic, bebe, la cum urli tu ești satana, papa. Și mă întreabă și a treia oară, te lepezi de satana? Zic, părinte, gata. Deci m-am despărțit de fostul. Și oricum nu era el satana, era măsă. Fetelor, întotdeauna e măsa. Eu sunt și genul de persoană care nu are copii, dar îi judecă pe aia care au. Și eu vă respect foarte mult pentru chestia asta, că aveți copii și că rezistați. Eu m-am hotărât, eu nu o să fac niciodată copii, în ghidă, în văd de viață. E ok. Văd de viață. După chestia asta cu botezul, m-am gândit eu să-i dau lecții cum să aibă grijă de bebe. Și am zis, păi, dar du-l și tu la cursuri, să facă niște chestii, să învețe limbi străine. Dar eu dacă l-aș avea pe acest bebe, eu aș fi, de ce te-am făcut? Ești prost ca tactul. Tasu fiind bărbatul Adeluței cu care am făcut sex, dar eu n-am făcut copii. Scuze, Adeluța. Da. Bineînțeles că i-a aflat de toate tâmpeniile astea pe care le spun eu și mi-a zis așa, Ana, să știi că nu este ok, pentru că la un moment dat s-ar putea să rămâi însărcinată din greșeală și bebe simte din burtă tot ce zici tu. Scuze, cum adică din greșeală? Oameni buni, iau anticoncepționale, folosesc prezervativ și nu mă p***e nimeni. Care șansele? De la Dumnezeu! Divin! Și eu mă uit la filme, dar nu e așa. Nu e. Și eu nici logodită nu sunt, n-am fost niciodată. Dar toți foștii mei, după ce ne-am despărțit, nu că s-au logodit. Unii au și copii, voi știți ce zic. Am această chestie specială. Da, e foarte frumos. Dar nu e. Că eu sunt frustrată, că nu m-aș urmă unul să mă ceară și pe mine, chiar așa. Dar toate prietenele mele se logodesc. Bineînțeles că trebuie să merg la ele la nuntă. Să dau bani. Dar acum nu se mai face doar nuntă. Acum faci cununie civilă, faci nuntă, faci botez, baby shower, de toate. Ca să dăm bani. Momentul mult așteptat de noi, proastele nemăritatele, e când se aruncă buchet. Mă, parcă fac intenționat, te cheamă acolo, te aliniază, să te vadă toată lumea, haide! Te vadă mătușă taia de la Caransebeș, haide proastă, treci în față. Și ele ce fac? Unu, doi, am glumit! Marș! Ce să zic, mare glumeață? Și m-am gândit așa la toate chestiile astea și zic, bă, dar stai un pic, că eu am și prietene proaste. Le știți pe alea în relație de 10 ani, cerute de 4 ani și nemăritat? Avem în seara asta, oare? Avem, normal că avem, că sunt multe. Ăștia ne cer, mă rog, nu pe mine. Și după aia te lasă vreo 4 ani așa și ce zice bebe ăla de 42 de ani? Zice bebe, haide iubiți să mai așteptăm un pic, să mai strângem niște bănuți, să mai vină niște prieteni, să treacă pandemia și după aia facem nunta. Fetelor, dacă sunteți în această situație, logodite de mult timp și fraierul nu vrea să facă nuntă, vă zic, vă duceți în seara asta acasă, îl luați, îl pupați, seara romantică, sexuț, frumos, faceți dragoste, eu te iubesc, ba, eu te iubesc. Și în momentul în care fraierul vrea să termine, vă opriți și ziceți, hai să mai așteptăm un pic, să mai strângem niște prieteni, să treacă pandemia, să avem mai mulți bănuți. Și după aia se întâmplă. Bună seara! Domnule meu, este Sorin Onea. Permiteți-mi să fac câțiva pași. E ok dacă se întâmplă treaba asta? Da. Este sănătos. Te plimbi stânga-dreapta. Ok, super tare. Numele meu este Sorin Onea și mă bucur foarte mult să mă aflu în fața dumneavoastră. Pentru următoarele minute am rugămintea să puneți așteptările pe mod avion. Nu urma chiar cel mai strălucit număr de stand-up.
Dar mergem pe premisa că măcar va urma. De vreo 6 luni de zile mă aflu într-o relație extrem de toxică cu sărăcia. Relație în care eu sunt victima. La modul că ne iubim în draci. Mai mult ea pe mine. Toată treaba asta a început cam acum 6 luni de zile, pentru că am decis să mă mut într-un rezidenț și nu prea e combinație să te muți într-un rezidenț când tu câștigi 23 de milioane și trebuie să dai 15 pe chirie. Am și mașină, știu că nu pare, am un Logan. 1.4 MP, GPL, 2008, e fiară. Pentru femeile fără stimă de sine, știți unde mă găsiți. Pe mine, când cineva în trafic mă face, bă, săracule, în Logan nu poți să faci figuri, pentru că dacă ești într-o intersecție, ți-a luat cineva fața, ca orice om, dai geamul în jos, ieși pe geam, strici ceva de mama lui, dai geamul în sus și blochezi portiera, la Logan nu ține schema. Pentru că în Logan poți să-ți iei bătaie cu portierele închise. Vă jur, efectiv, mașina asta se mulează complet după tine. Eu în secunda în care pun frână că văd pieton pe trecere, eu nu pun frână că văd pietonul, eu pun frână că mi-e frică pentru viața mea. Că dacă l-am luat în bord, ăla vine în dreapta, instant. Noi mergem amândoi în rai cu Logan, nu merg doar eu sau el. Mutându-mă în rezidențul ăsta, cu salariul de 23, la utilități cred că am bătut recordul după prima lună. Următorul lucru pe care l-am făcut după ce am primit primele facturi de utilități a fost să dez robinetul pe apă rece și să tai toate ștecherile din casă. Eu am în secunda asta electrocasnice în casă care nici nu știu dacă merg sau nu. Eu nu le-am pornit niciodată. La mine în casă mor gândași de foame. Și nu e o glumă. Am venit de la muncă, am deschis ușa și au țâșnit afară vreo 7, m-am uitat după ei, am încercat să fac contact vizual cu gândacul Alfa, în ideea de, men, care-i faza, ce s-a întâmplat? S-a uitat așa în sictir peste umăr și a zis că nu vorbește cu oamenii care n-au auzit de conceptul de firmitură. La mine în casă nu există burez de vase, există felii de pâine. Dacă vine un prieten la mine, să stăm de vorbă, bineînțeles, că altceva n-avem ce să facem în apartamentul ăla, și după un sfert de oră îmi spune, bă, mie mi-e foame, eu îi răspund și mie. Oamenii care spun că era mai bine pe vremea comunismului sunt oameni care au supraviețuit 48 de ore la mine în apartament. Vă jur că anul ăsta cel mai tare de Halloween m-a speriat costumul de proprietar. Ca să vă faceți o idee, gândiți-vă că seara ies să duc gunoiul, plec din casă cu 2 sași și când mă întorc, mă întorc cu 4. Capitalistule! E simpatic, bă. E bun! Nu doar simpatic. Gândiți-vă că am fost la un prieten care stă în cămin în regie și când am intrat prima oară înăuntru am zis, wow! Căldură! De seara când o să mă duc la culcare, când mă schimb în pijamale, eu tot ce fac este să mai trag pe mine o geacă. Și zic o geacă pentru că una am. A dormit un prieten la mine într-o seară și după vreo 45 de minute mi-a zis, bă, dă-mi o pereche de șosete, că mi-e fric la ghete, mâncați-aș gura ta. Gândiți-vă că vin valuri de refugiați din Ucraina și mă cheamă autoritățile locale să le ridic moralul cu povestea mea. Eu descoper sărăcii nou, nu știu dacă vă dați seama. Eu am crezut că sărăcia se termină până într-un punct, ce știam eu, că am crescut la țară. Nu, există sărăcie și dincolo de sărăcie. Am ridicat ștafeta la sărăcie, dacă se poate așa ceva. Nu știu cum să vă spun, dar la mine în casă este atâta sărăcie că nu există mâncare nici măcar pe masa din tabloul cina cea de taină. Bă, de unde a venit băiatul ăsta, mă? Nu știu, bă, dar nicăieri. Wow! V-am vorbit atât de mult despre sărăcie, tocmai pentru faptul că sunt atât de sărac, încât n-am nici măcar o replică de încheiere la bucata asta. Și cu asta eu vă mulțumesc că am fost Sorin Marea. Bă, mi-a plăcut. Ne-ai păcălit puțin la început cu a da pe mod avion așteptările. Da. Să știi că a fost un număr foarte frumos și cred că publicul e de acord. Foarte bine construit. Aș vrea să te văd în finală, vreau să văd mai mult de la tine. Bă, doamne, mi-ar plăcea să fie în deschidere, jur, la show-uri, mi se pare fabulos. Ial, vezi că-i fripta. Ai zis fripta. Pentru mine a fost, sincer, dintre concurenți, cel mai bun număr de stand-up de când am venit aici. Serios? Dintre concurenții de stand-up. De ce procent ai dat domnului Nelu ca să te promoveze și să te ducă spre pâinica dulce?
Asta e o decizie destul de grea. Sunt foarte bun pe calcule pentru că sunt sunat când se calculează salariul minim pe economie. Deci o să-l las pe el să decidă. Dacă mai apare și o prietenă, ce faci? Deja ai dedus doi în spate. Asta e motivul pentru care mi-am luat garsonieră, să n-avem loc amândoi. Eu nu pot să zic că ies pe balcon să fumez o țigară, pentru că oricât de mult m-aș chinui, mai rămâne o bucată din mine în casă. Deci nu cred că e loc de doi. Ce simpatic e! Mai da material, ascult. Ia materialul, pune-l deoparte, s-ar putea să mai ai nevoie. M-am lovit la ceas de seară cu un vis straniu, dragii mei. Eram sufocat de auriști, PSD-i și PNL-i. Scuturau găleți și pixuri, erau toți puși pe scandal. Se deosebeau doar după simbolul electoral. Lingăi și discipol ai securității încă vii, îmi întunecau pământul și la munte și în câmpii. Bravo. Iată, vin un soi de membru cu un afiș în vârf de băț, râde ticălos la mine și mă întreabă cu dispreț: ce vrei tu? Eu, bună pace. Și de nou fi cu bănat la prezidențiale. Vreau să fiu și eu candidat. A început pe loc să râde, chiar că nu vreau să vă spun. Au crezut că Stiliescu. Nu! Sunt Mircea! Tot bătrân. Măria ta, bine-ai venit la Ai Umor! La un semn deschisă-i calea și se apropie de mine oamenii modești și simpli a poporului mulțime. Tu ești Mircea. Da, electorate, am venit să candidez. Dar dacă vă plac ăștia, promis să nu vă mai stresez. Spun și arăt cu degetul către un politician care în momentul acela cobora dintr-un merțan. Îi pognea pielea pe gușe și cea de pe portofel. Habar n-am din ce partid. Știm că toate sunt la fel. Zice: Mircea președinte, e puțin cam depășit. Nu trăim în evul mediu. Viața s-a mai liniștit. Poate că nu vezi prea bine de circumferința burții. Dar jumate din români au WC-ul în fundul curții. Sunt copii desculți pe stradă. Evul mediu încă-i bine. Nu s-a terminat la ei. Sper să termine la tine. A mai fost un Mircea aproape președinte? Sigur. Aproape. O noapte. E sărac poporul, dar nu înseamnă că e nărod. Știu că sunt un bătrân simplu, după vorbă, după port, dar gata. Candidez. Chiar nu pot să-i mai suport. Ce mă recomandă, întrebați? Vocea și talentul. Eu îmi știu, electoratul știu la cine am lipici. Nu la cei de pe TikTok, ci la generația bunici. Clocotește noi patriotismul. Auzim tot ce se întâmplă, chiar de ne culcăm de vreme. Auzim și prin perete când și cum vecina geme. Când simțim că ajunge țara prăfuită, ordinară, ne doare sufletul, genunchiul și puțin zona lombară. S-a terminat, hoților, cu gluma. Suntem puși pe fapte. Să ieșim bătrâni în stradă, să-i zdrobim pe inamici. Poate nu avem viteză, da, dar ne trezim la 5. Intrăm peste Parlament, cu 100 năvălim apoi cu 1000, aruncăm în ei proteza, mușcăm din ei cu gingia, îi cotonogim cu bastonul, plosca, ținem drept cascut,
Nu plecăm acasă până nu terminăm ce am început. Hai copii, așa e viața astăzi, trebuie să votați. Oamenii care există, voi sunteți sacrificați. Să votați cu cap, că viața asta în curând e efemeră. Pentru unii bătrâni, ăsta e ultimul vot din carieră. Știu că zice lumea dimineața prin tramvaie, te așteaptă moartea pe acasă, băi, tataie! Și el fuge să o prindă, merge într-un fel la sigur. Și când a ajuns acasă, nu e nimeni. Ce? Ce? O să vedeți voi mai încolo. O să vă prindeți. Dacă n-ați râs, e ok. Ai văzut? Are frunza mea, da, vrea să o vândă. Cred că l-a ajutat. L-a ajutat. Și luat-o cu el, l-a ajutat. Nu vrea să mă dezamăgească și să aibă un număr forță. Că știe că-l văd, că sunt aici. Hei, bună seara, eu sunt Marian Blănar, am 23 de ani și sunt din Suceava și stau în Cluj-Napoca. Deja simt valul ăsta de ură. E ok. Am 23 de ani și sunt foarte nebăgat în seamă, sunt atât de nebăgat în seamă încât eu n-am câștigat niciun concurs fake pe Instagram. Până și taică mi-a câștigat și el are telefon fix. Da, sunt ok. Chiar sunt ok. Și vreau să încep cu o curiozitate și voi să-mi răspundeți prin aplauze. Dacă atunci când aveți momente grele în viață, vă descărcați prin plâns, nu știu, zilnic, lunar, săptămânal, anual, oricând, prin aplauze, vă rog. Tot timpul, tot timpul. Nu ne oprim. Da, eu am mai avut niște descărcări, dar nu niciodată în public. O plăcere. Fătălăi. Nu, e ok. Și eu plâng, și eu plâng. Eu plâng când gătesc. Motivul aveți în fața voastră, adică eu mă îngraș în timp real, cam asta vreau să zic. Și un al doilea motiv e pentru că gătesc foarte bine. Bă, gătesc atât de bine încât eu le trimit alor mei pachete la Suceava. Că tot am zis de ei mei, vreau să vă povestesc un pic de ei. Eu provin dintr-o familie destul de săracă, să înțelegeți cât de săraci suntem noi. Eu am primit de la taică-miu de ziua mea o pereche de pantaloni pe care eu i-am dat lui. Iar eu i-am cumpărat de la un prieten care îi cumpărase dintr-un second hand. Cam aia vreau să zic. Adică am primit niște cârpi cu care să murdăresc mobila. Și în copilărie eram sărac, mic, urât și slab. Acum sunt doar urât. Eram atât de slab și urât încât ai mei mă obligau să mă spăl cu buretele de spălat vase ca să mai prind un pic de grăsime pe mine. Ți-a căzut pandantivul. Mi-a căzut norocul, am înțeles. Ți-a venit toamna. Era frunză. Fibula. Ai rău, frunză. Frunza mea. Frunza de la mine. Că mi-a căzut odată o frunză. Și mi-a furat-o. Al drecu. Și vreau să vă las cu o nemulțumire de-a mea. Nu-mi plac oamenii care judecă. Să dacă îmi permiteți în continuare să fiu prost judecătorii. De ce zic asta? Mi-a luat și eu o șaorma mare și m-am dus frumos într-un parc pe o bancă să o mănânc cum se face la mine la țară când îți iei masa în oraș. Și în timp ce mâncau, oamenii care treceau pe lângă mine mă judecau prin prisma faptului că sunt moldovean cocalar borât. Oh, trei complimente într-o singură frază. Bine, borât am înțeles, da, eram pătat cu ketchup pe tricou. Și moldovean, da, aveam un tricou pe care scria Suceava plus Bucovina rezultă Moldova egal love cu ăv. Dar cocalar... N-am înțeles, chiar n-am înțeles. Așa că mi-am mâncat shawarma, am băut apa, am închis maneaua și am plecat.